Da? Pentru că l-am ținut în dreapta, nu? Da. Trebuie să ții recompensa în stânga. Ține recompensa în stânga. Da? Ține recompensa în mâna stângă și lăsa în mâna dreapta. Ah, invers, corect. După cum ați observat, el sare după mâncare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că și-o dorește. Dacă și-o dorește, nu rămâne decât să-l învățăm cam cum să o câștige. Totul este să învețe să descifreze aceste coduri pe care noi le folosim și va fi cât se poate de cooperant. Dacă vă aduceți aminte, în lecția de predresaj cu Jamie, Border Collie-ul, am făcut alinierea la pas prin spate, o aliniere ceva mai rar folosită. Însă astăzi mă aflu aici, tot cu un junior, și știți despre cine este vorba, Riu, și vom exemplifica cum inițiem pentru prima dată alinierea la pas prin față, așa cum obișnuiește toată lumea să o facă. Deci, și începem așa. Avem recompensa în mâna stângă, avem un parapet alături și determinăm prin mișcarea corpului câinele să vină după noi. Când a trecut un pic de linia din dreptul piciorului nostru stâng, pur și simplu retragem mâna înapoi și el va face o rotire și va ajunge cu capul lângă piciorul stâng. Mai facem o dată. Fac să urmărească și aici am întors mâna. Reflexul este să-și ferească fundul de atingerea parapetului și automat se întoarce cu totul. Și așa se creează automatismul. Observați? Hops! Pentru că este un pui, ne bazăm în exclusivitate pe instinctul de hrană și îl manipulăm prin intermediul mișcării mâinii și mișcării corpului. Nu uitați că trebuie neapărat, dar neapărat, câinele să fie cu fomița în stomac ca să putem să lucrăm cu el. Altfel îl apucă somnul. Deci, lasă urmărească, am întors mâna și ajunge lângă picior. Aici dau recompensă. Pentru că se mișcă destul de bine, pot atașa o sugestie verbală și îi spun: Riu, treci, treci, s-a întors și dau recompensă. Apoi introduc markerul verbal pentru primirea recompensei. Cu Jamie foloseam un clicker și marcam comportamentul care mă interesa. Cu el o să folosesc un marker verbal și anume ia. Dar marchez exact când este pe întoarcere. Vedeți, este disperat după mâncare și exploatez acest lucru la maxim. Dar să știți că nu ține mult. În 5 minute ședința va fi finalizată. Ia! Deci am spus ia și dau recompensă. Îl condiționez că atunci când reușește prin comportamentul lui să mă determine să spun markerul verbal, în același moment va câștiga și recompensă. Mai facem o dată. Treci, ești la pas, întorc, ia și dau. Și-a câștigat Riu, bravo! Întoarce, îl manipulez din mână, duci mâna în spate, perfect, ții mâna aici și-a dat fundul și primește recompensa. Ai observat? Uh-huh. Bun, încă o dată. Deocamdată, cel mai important este să îți miști mâna corect, că după mâna ta se mișcă și el, exact așa, da? După ce ai trimis
câinele cu nasul către exterior ca să-și pună fundul în interior. Revii cu mâna din exterior lângă piciorul tău și dai recompensă. Ia să le facem. Deocamdată îți exersezi mișcarea, apoi o să atașezi și cuvinte. Perfect. Și apoi revii cu mâna lângă tine. După ce ai dus mâna în exterior ca să-și facă extensia, apoi poți să revii cu mâna lângă picior. Și a făcut extensia și revină cu mâna aici. Exact. Da? Minunat. Hai încă o dată. Ia să încerci să spui și treci la pas acum. Pe mișcare. Dă-te în spate. Hai să mergem la umbră. Du-te, 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 du-te. Și acum să faci mișcarea. Ups! Asta este. Și revii aici. Bravo. Nu uita să folosești tonul vocii. Da? Pentru a-i da sugestia verbală. Hai. Să vin lângă tine. Hai, spune-i treci. Treci. Și apoi lași să întoarcă fundul. Așa. Stai cu jumătate de pas mai aproape, așa. De... Foarte bine. De parapet. Treci. În exterior, să-și bage fundul. Nu, aștept da, să-și bage fundul lângă tine și apoi revii cu mâna și dai recompensă. Vezi? Acum a rămas într-o poziție de-asta. Pam, pam. Hai, încă o dată. Întorci, tragi mâna. Treci. Bine și dai recompensă acolo. Super bine, bravo. Hai să mai faci o repetiție și îl lăsăm așa cu mișcarea asta. Treci. Bravo. Bun. Vă mulțumesc, sunt Cătălin Cornea. Rămâne să ne vedem cu următoarea ocazie, tot la categoria predresaj cu astfel de pitici. Nu uitați, subscribe și clopoțel. La revedere!